Hai, salutare lumii și bine ați venit la un nou episod din Mir 4. Astăzi suntem cu Big Sera și o să dăm o reacție la cele 5 caractere. O să uităm la niște videoclipuri cu PvP, să vedem care sunt mai bune și asta o să fie numai strict, cum aș putea să spun eu, strict părerea noastră de acele caractere, așa că nu hate. Pentru cei care, pun exemplu, o să veniți pe viitor și o să spuneți, bă, uite, nu e așa, după cum ai zis, e invers, nu, e strict părerea noastră. Așa că eu o să-mi las acum boții să... Asta, caracterele să înceapă la făcut costurile astea. Și o să luăm primul episod. Salut, Big Sir, îl vezi? Alo, da. Na bun, deci acum începem prima dată cu Lancer vs. Taoist. O să dăm un pic aici. Battle are level 5-6 din cât observ, 5-9 KPS. Și celălalt are 5-2. Acum nu știu cum ar fi. Cam tot pe acolo ar trebui să aibă. Nu. Lancer vs. Warrior. Hotel are 5-2 și 5-4, 5-3 KPS. Da, da, da. Deci vezi că Lancer-ul prea la 5-9 KPS foarte, foarte ciudat începe. Nu, bun, hai să începem. Asta ar fi prima rundă. Deci sunt două persoane din guild. Hai să începem. Pe viitor o să facem și noi, între noi, deci eu între și Big Sera, ceea ce știu că nu o să am șanse. Un PvP, să vedem. Trebuie să mai vedem cum merge treaba cu PvP-ul. No, bun. Uite-te aici. Câte 2000, 1000, un critical. Ok. Din câte văd, dacă îl vezi, are iteme legendare. Cine? Bintoi, băiatul ăsta. Cine filmează acolo. Are iteme rare. Nu, no, rare. Legendare mai, când o să ai peste 100. Da bine, dar uite-te, pute-te la damage-ul lui. Observi? Deci acum se bate versus Taoist, parcă? Da, cam ăla ar fi primul. Taoist. Da. Bă, tu cine zici că, adică, cine zici că îl bate Lancer-ul? Deja era de la început. Da, dacă aveau da, level la fel și iteme la fel. Da. N-am găsit pe alte videoclipuri. No, bun. Deci cu ăsta a făcut PvP. Acum urmează următorul. Ăsta ar fi Warrior. Tu ce spui? Care câștiga? Clar. Care? Lancer-ul. Lancer, nivel nu? Mai mare. Văd că Warrior-ul s-o... Next. Stai să vedem. Bun. Request duel, auzi? Ok, versus Warrior. Da, bă, Warrior... Eu zic că Warrior. Nu. No. Warrior-ul s-a fixat mai mult pe HP. Dar pe... No, hai că am revenit. A fost o mică problemă la OBS, așa că mergem în continuare. Hai să dăm drumul. Tu mai aveți partajarea Big Sera, nu? Da, da. No, bun. Na. Așa, până acum, ce părere ai? De cei doi. Zic că câștigă Lancer. Bă, nu știu, da. Dar văd că și, uite-te, el e Lancer cu 5-6 și celălalt e Warrior. Dă destul de bine și Warrior-ul. Da, dar nu tare are de meci. Da, păi na, dacă s-o axat mai mult pe HP. Dacă înțelegi? Te uiți la Lancer, îi... tot crește HP-ul, dar la Warrior tot discande. Da, 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 da. Acum văd și eu că mă uit la amândoi. Ui, ui, dar dă destul de bine Lancer-ul, mă. Warrior-ul dă câte 500, ala dă câte un ca jumate critică. Ok, bun. Cam atât ajunge din cât am văzut din Lancer. Hai să mergem la următorul episod, la următorul videoclip. Acum o să facem cu arbalistul. Hai să vedem cât de bun o să fie. Tu ce spui? Deci are level 71. 71. Arbalista, din câte știu, e ok. Uite-te, se bate cu unul cu PS mai mare și level mai mic. Da. Din câte știu, arbalista la ceva skill, cred că alea din stânga, ăla galben sau ăla cu ochi, okay. Nu le știu numele,
Dar cred că ăla cu ochi. Trage în el și dă blind. Nu-l mai vede pentru câteva secunde. Păi aia e chiar bună, mă. Da. Și cu treaba asta, că nu-l mai vede, nu mai vede arbalistul, știi? Și ăla poate să meargă absolut unde vrea să dea de la distanță. Da, da, da. Și dăm, da. Dăm un start? Dai, 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 dai. Nu, 73k PS. Hai să vedem cine câștigă. Băi, eu zic arbalistul. Aici. Da. Deci el are, ea are 40k HP, vedeți, da, în stânca și el are 43. Uite, 12 la... ca critică și am uitat să menționez la arbalist să-ți trebuie mare critică. Da, da, cum am... Deci critică și psihic al atac, dacă le ai pe astea două, rup. Mm-hmm. Așa cum am și eu, gen pe critică mai mare pe arbalist. Da. Așa am făcut și ieri la... Uite-te, acolo numai critică. Da. O, pe critică după critică. Mm-hmm. Da, dar fii atent, fii atent. Uite-te, eu da blind. Eu da blind. Nu știu dacă ai văzut, eu ba, da blind. Văzut. Nu mai vede. Am vezi? Văzut. Și-o dat. Numai că trebuie să aștepte un minut. Mm-hmm. Uite-te. Acum. O dat blind, vezi cum da. O sta jos. Nu-l mai vede. Da, 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 dar vezi cum mi-a scăzut la arbalist HP-ul. Vezi că da, da, eu scăzut ură. Că eu dat ultimată. Vezi? Mm-hmm. Nu vede ori unde e. Da, da, da. Dar nu știu, cam pentru câte secunde, gen 2, 3? 5 secunde, 5 secunde, depinde de ce opțiune ai. Mm-hmm. Ui, ui, de acum, acum ar trebui să-l bată. Da, am uit- și am uitat să menționez că cu aia galbenă, care mi s-a deschis și mie acum, deci de a doua magie, dă foarte mult damage. Deci eu cu arbalista de 48, cu 48 KPS, așa să te gândești că dau 13k într-un player. Lăsăm ceea ce scrie pe chat la, pe la buy a fucking PC. Lasă acolo. Hai să mergem în continuare. Ok, 1-0 pentru Warrior, care l-a prins destul de bine. Hai să vedem dacă mai facem că... Încă o dată un PvP. Da, tot cu ăla. Să dăm un pic mai încolo. Nu știu dacă face tot cu ăla. Hai să vedem. Da, tot ăla. Da, tot, tot ăla, tot ăla. 71 KPS, level 71, ok. Opa. Warrior are 69 cu 73. Da, 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 da. Bă, scade. Scade destul de bine HP-ul la parbaletă. Dar și la Warrior acum. Da. E, știi, hai să oprim un pic. Acum a mers și a băgat 100 de euro, știi? Bă, no hate, da. No hate, nu mă glumesc. A dat plus la câteva chestii. Nu au făcut nimic. Da, dar cred arăt, că a fost 1-0 pentru arăt, arăt de ce. Păi stai să ne uităm la videoclip. Deci fii atent, acum dacă... Puf! O pierdut arbalista. Ce părere ai de asta? Depinde de iteme. Da. Vezi că arbalista s-a ținut și de level și de PS. Da, văd că Warrior-ul are cu 4K PS. Deci cu cât, să zic, dacă eu am level 70 și am 90K PS, deci, nu știu, eu zic că e clar că, bă, ăsta are level 60-70 cu nu știu cât PS, 10-15K mai mult decât levelul tău, clar că nu mă bag pe ăla, că ăla are gen la inner... La constituție, iteme plus, da. Are opțiuni pe iteme la enhance. Clar că nu mă bag pe el, că nu, n-am șanse. Nu, ăsta, de exemplu ăsta, 75 cu aproape 100k. Da, hai să vedem aici ce face. Deci e Taoist versus 4, versus 4 player. Hai da, să vedem ce uite, să facă. Are 75 cu 100k. Da, da. Deci ăsta, dacă îți... Dă una, să nu te gândești că îți dă altceva? Un K. Aproape. Asta dacă îți dă una, să nu te gândești că îți dă 2K, 3K. Da, da. De când îți bagă una, îți dă 4, 5, 6K. Depinde de ce iteme ai tu. Da, hai să vedem, hai să dăm drumul. Eu zic că Taoistul poți să câștige tura asta. Clar, clar. Hai să vedem. Bine, aici încep lăsând că e jumătatea HP-ul și a scăzut foarte rapid. Păi o magie eu da. Deci fii atent ce repede le scade pe HP-ul, mă. Opa. 2K.
Și astea sunt atacuri normale, 2K, da. 2K jumate. Păi și ultimata ce face de la el? Că n-am... Ia acum o dă, ia acum o dă. Dacă o dă acum, toți 3 mor instant. Da? Da. Bă, Taoist versus 3 player, pe eu stau și mă gândesc acum dacă mi-aș face unul nou. Adică să am Arbalestul, Lancelot și Taoist. Deja poți să ai orice caracter. Da, dacă nu știu... Și alt caracter ai, dacă ar fi fost Warrior sau Arbalist sau ce știu eu, și Lancer. Da. Și el ar fi făcut față. Păi da, nu. Hai să vedem cine câștigă. Văd că și la Taoist sare HP-ul destul de bine. Totuși pe versus 4, adică 4 versus 1 e un pic cam ciudat. Dar uite-te ce repede scade HP-ul. Păi eu folosit ultima ta. Nu. Bine, adică da, o folosit. Lăsând treaba că e videoclipul dat pe viteză mai mare, adică cu speed mai mult. Bine, nu la mine, la el, pe ăsta care a făcut videoclipul. Ok, fugi un pic. Ce părere ai până acum? Ce părere să am? Păi nu, am, uite, nu, serios, hai să zicem și cu faza. Păi asta înseamnă să știm Mir 4. Da. Da, dar vezi cum fuge, adică... Păi normal că fuge, câte că... Câte pagini de skill-uri are, mă? 3 pagini? Nu știu, două pagini. 10 păi... magii, sau nu, să ai 3, 6, 12, 13 magii ar trebui să aibă toate caracterele, magii. Dacă bine știu eu, că aici 6, dincolo 6 și cu ultimata 13. Ok. Nu știu, parcă am văzut că are 3 pagini, nu știu de ce am văzut așa, no, că s-a schimbat, știi? Nu știu, nu mă pricep la Taoist, dar... Taoistul, din cât opa, ai văzut ce repede s-a refăcut HP-ul? Da, da, 5-6. Dar da, că are porțiuni, nu știu dacă vezi porțiunea. Da, are așa. Îți dă instant 25% recovery. Deci dacă are 15k, urcă la 40-45 instant. Da, da, da. Ui, dar scade destul de mult. Da. Îți curios. Acum dacă și-ar da porțiune, face viață. Nu dat-o. Nu știu ce așteaptă, că văd că de fugit fuge, dar... Păi skillurile. Uite-te, ăla pentru HP în plus. Da, observ că vezi că are, pun exemplu, deci, delay de 20 că... de secunde. Da. Deci, cred că partea asta, ce are acum, la skilluri, asta toate cred, după mine, nu știu, nu am Taoist, nu mă pricep, dar cred că alea toate zbafuri la el. Și o pagină e numai pentru skilluri. Păi să vede, deci, nu știu, dacă skill-ul vezi. Pentru da. HP. Care da. Aici e bun, pe la unele, pun exemplu, să fie care... Ceva buff? Da. Sau... Posibil. Nu zice nimic deocamdată. Și astea skill-urile. Hai să dăm un pic mai încolo, să vedem. A început să omoare pe cineva sau... Am o către final. Dar și ăla și-a refăcut viața. Păi da. Bine, l-a omorât pe unul. Ok. Pe al doilea. Nu, numai unu. Așa, unu versus unu, n-ai nicio șansă. Nu, no, unu versus unu la Taoist, n-ai. Da, și-a dat teleport, nu contează asta, să zicem că a câștigat Taoist. Bine, dar adevărul că l-a omorât, lăsând numele lui deoparte. Hai să mergem la următorul. Un exemplu e Warrior aici. Hai să vedem. Cu ce se mândrește Warrior-ul. Deci level 5, 60k PS. Celălalt are 5-6 și mă gândesc că și el vă 5-5k PS. Ce fac de gen? 5-5, 5-6? Pe acolo. Ok. Și clar că... Văd că așa e o scăzută. Amândoi slow. Știi? Da. Și Warrior-ul e bun, numai că e prea mult taxat pe HP. Bine, mă depinde, dar normal n-am. Cel mai bine să fie jumătate-jumătate, dacă se poate. Nu? Bă, ce damage a dat de 5.000.
Ok, 1-0 pentru Warrior. Fii atent cum mi-a crescut piesurile, observi? Nu. O schimba cristale. Da. Ok. Versus Taoist. Bine, clar că îl bate. Uite de acolo, 4 ca de mici. Tu cine spui că bate? Normal, Cine? Warrior. Warrior. Care și ăsta. Și Hai să niște vedem. buff-uri pe care nu tare le știu, dar Observ, fii exemplu atent. lanțul, vezi. Deci fii atent ce Ai fan a foarte bun. prins. Da. Ok, să zicem că a Teleport. fugit. O să teleporta. Da. Ca să nu moară. Băi, bine, da, adică... Aia e tare ciudat că de multe ori când ai un skill dă și pe mobi, știi? Și de multe ori și mobi scad HP-ul. Un exemplu. Ui, ui, ce bine dă! Hai că l-a prins în stun, gata, ultimata. 4K din ultimata. Păi da, uite-te, 3K. eu cred că Taoistul are și ia un pic de PS. Are, păi n-are cum să nu aibă, că dacă nu, n-are rezistabă, înțelegi? Uite-te la cât HP-ul rămas acum, un exemplu, Warrior-ul și Taoistul. Mă înțelegi? Fufu. Da, să lăsăm deoparte că atacă pe ăla. Da, s-a teleportat a doua oară. E clar, aici să zicem că deja e 2 la 0 pentru Warrior. Hai că e a treia oră. Că, da, chestia cu teleportatul e un pic cam... Nu-i fair play. Păi da, bine pot. A, i-a dat invisibil. Ha! L-a jucat un pic pe aici. Da. 5900 Degeaba că. l-a luat. Gata, 3 la 0. Deci Warrior-ul până acum e chiar destul de ok. Deci, nu știu, e... Ce părere ai de Warrior? Bă, caracter bun. Da? Numai atâta, nu-mi place că gen la farmat sau chestii de astea e pic slăbuț. Gen până mere la fiecare mob, până na. Dar așa, la PvP, sincer, mi-aș face. Deci să mă axez numai pe PvP, nu... Stai că eu am căutat aici. Deci ar fi Sorcerer, nu? Ăla ar fi ultimul. Ok. Sorcerer. Hai să vedem. Ultimul. Level 72 și 4K PS-ul. Să vedem unde se duce. Am luat videoclipul random, nu am apăsat pe înainte. Aici cum ar fi un clan war. Nu? Da. Se Da. bat clanurile între ele și cine câștigă, Primește cum să zic, reward-ul. da, primește și un reward, dar primește zona. Și Zona. zona e a lor și cred că beneficiază de ceva. Da, că dacă vedeți un exemplu Mă gândesc când... Dark Steel sau... Da, dar ne-ai observat de foarte multe ori când intri în orașul ăla principal, unde ne ducem să ne craftăm arme, iteme și așa mai departe, Da, scrap-ul da, da. e orașul. Da, îi luați de niște De o oameni, guildă, o clan. gildă și poate să pună niște NPC-uri, dacă Da, și cred că bine, ei fac adică prețul în nu oraș, nu? poate să pună, cred că NPC-ul e acolo Numai și sub nume. ei pună, nu știu, cred că Dark Steel, pun o sumă de Dark Steel, de exemplu 10K la 6 bănuți. No, dar pentru bănuți tu trebuie să bagi bani. Da. Și prin treaba asta mă gândesc că ei fac bănuți. Acum nu știu dacă se duc lor bănuții aia sau se duc în ghildă. Poate se Aia. duc în guildă și împar la final tot, să mă înțelegi că poate în fiecare săptămână e treaba cu la sfârșit de săptămână, un exemplu. Cum era pe Silk Road, mai de mult cu guilda, pentru cine a jucat să se uite la videoclipul ăsta, poate vă dați seama că era Fortress War-ul și se duceau mai multe guilde și gen de foarte multe ori reward-ul avea în guildă și îl împărțea ori după Fortress, ori în timpul săptămânii când aveau ei timp. Dau start? Da. No, bun, hai să vedem. Sorcerer.
Aici e prima dată când văd un videoclip între care se bat două guilde, clanuri. Oi, oi, deja l-au și luat. Da, ok, de obicei ei încep acolo, na, să pună un videoclip mai wow la început. Hai să vedem aici. E secret pic, se poate. Da. Aici e 2 versus 1. Da, 2 versus 1 din care Slabe au șanse. sigur. Da, bine, mă gândesc că, ba, level 76 și asta are 72. Observ că se tot teleportează în mai multe locuri. Tu pe aici ai ajuns cu caracterele? Na, n-ai ajuns încă, ha? Mă, nu știu unde, hai să dăm un pic mai față. A, ok. Mă, da, să bat guildele între ei. Să prind în orice zonă, să bat. La ăștia nu, pe ăștia nu interesează de DPK. Păi mă Observ. gândesc că la fiecare ghildă, dacă merg acolo pe plus, la clan, mă gândesc că poți să pui un clan inamic. Poate, cine știe. Da, dar vezi că ăsta Dai are numele Mushu. acolo la target sau undeva și... Da. Observ că ăsta are numele Mov și atunci poate să-l atace pe ăsta normal, fără să mai schimbe de pe Peaceful. Păi Da. vezi acolo ghilda, Mad Bears. Ui, ui, bine, a sărit 2 aici, nu prea să pune... Mă, poate n-am ales eu cel mai bune videoclipuri, dar ne dăm așa cu o reacție după atâta timp de când jucăm, na. Că multă lume m-a întrebat care caracter e cel mai bun și am să facem episodul ăsta. Ok, bine, dar să zicem că da, Chaos Machine băiatul a dat destul de bine, Sorcerer-ul, a scăzut, scade destul de bine. Ia, un exemplu să dai un skill acum. Ne uităm și la HP-ul lui. Ui, ui. Na, bine, fuge. Ce părere ai până acum de Sorcerer? Bă, e caracter care dă de la distanță. Și Mă diferența gândesc dintre că l-a celelalte farmat. caractere, cum a fost? Pe care l-ai văzut. Stai, că ne uităm până la final aici și după aia, bine, lăsând treaba asta deoparte. Ok, se bate cu un warrior, din cât observ, nu? Da, cu un warrior. Ok, l-a bătut pe warrior. Mă, mai mult ca sigur era maxat pe HP decât pe atac. Da, care are 2 versus 1. Are damage destul de mare, adică... Bun, aici pot să oprim videoclipul. Bun, Bixera, tu de cât timp joci? De o lună O și o lună, cam săptămână. așa. No, bine, dar să fim sinceri, tu mai învățat cu foarte multe. Bine, mi-au mai venit și oameni din guildă, din clan care mi-au mai explicat. Așa, o chestie finală. Care caractere ai alege? Sorcerer-ul, Warrior-ul, Lancer-ul, Arbalist-ul sau Taoist? Așa, un exemplu pentru strong caracter. Bă, pentru PvP m-aș duce pe Warrior. Ok. Pentru farm, pentru de-astea, Arbalista și Sorcerer. Sorcerer, da. Cam astea două. Da. Astea sunt. Pentru PvP, Warrior-ul. Sau, nu, no, sunt oameni care nu le place Warrior-ul. Să meargă pe Taoist. Sau dacă nu, cel mai rău caz, Lancer. Că Da. Taoistul e, cum să zic, un jumate-jumate, poți să și farmezi, poți să te și bați. Na, da. Ma Dacă ăsta de farmat, eu am zis, arbalist, PvP,
Oriu. Da. Măi, m-aș duce, pun exemplu, aș lăsa Warrior-ul, deși, pun exemplu, părerea ta e destul de ok. Eu m-aș duce pe Lancer în loc de Warrior, că din câte am observat, chiar are damage destul de mare. Și dacă știi să-l maxezi, un exemplu, după cum ai spus și tu în videoclip, orice caracter e bun, numai trebuie să știi să joci cu el. Da. Așa că eu aș rămâne totul pe Lancer, un exemplu. Și al doilea caracter din main-ul mi-ar fi Lancer-ul și caracterul secundar ar fi, cum zice, nu știu ce să aleg între arbalistă și Sorcerer. Hai să le punem pe amândouă. Nu știu dacă sunt chiar ok, dar pe amândouă l-aș pune pentru farming, dar pentru PvP Lancer-ul. Na, asta sunt părerile noastre, guys, așa că dacă v-ați stat bine la videoclip, nu uitați de butonul de like și subscribe și o să mai facem pe viitor, o să mai evoluăm și noi, o să mai avem piesuri mai multe, alte iteme, deja aproape sunt full albastru. Asta e strict părerea noastră despre caractere deocamdată, așa că v-am lăsat. Salutare, mixerea, Pa. pa, pa!